Bună, dragele mele, și bine v-am găsit la cel mai cerut video din tot timpul acesta de când fac eu clipulețe pe YouTube. Și m-am gândit în sfârșit să vă filmez, deoarece în fiecare zi primesc, cred că, vreo 5 cereri de make-up collection. Așa că, uite-mă aici. Momentan, aici îmi țin eu toate produsele cosmetice. Am acaparat o grămadă de spațiu din casă. Însă am noroc că soțul meu mă iubește și mă susține, așa că am colțișorul meu. Bun, și cam așa arată. Am o oglindă portabilă pe care o folosesc atunci când mă machiez și când filmez. Asta e așa doar de ansamblu și am să mă opresc aici, unde e dulapul cu îngrijirea corporală, cu fonduri de ten, cu cremă de corp, produse pentru păr. Aici sunt. După cum puteți să vedeți, la majoritatea produselor ați văzut deja review la mine pe blog. Și am aici cremele mele de ochi, Optimal, Time Reversing, una de zi pe care o folosesc mai mult ziua când nu simt nevoia de o îngrijire super puternică pentru ochi. Aici am țin dischetele, acest container este de la Oriflame. Aici am țin și bețișoarele acestea. Crema acum de zi pe care o folosesc este aceasta Bioclinic de la Oriflame cu factor de protecție 45. Mai am un ser pentru minimizarea porilor de la Ecolagen, sper că se vede. Așa, demachiantele, aici am unul de la Giordani, acesta e simplu pentru machiajul normal, toner, Optimal, soluția micelară, Diamond Cellular, un alt demachiant pentru machiajul rezistent la apă și aici am toate bazele, fondurile de ten. Și să trec repede peste ele. Oriflame. Hopala. Balsamul de buze face probleme. Oriflame matifiant. Acesta e un fond de ten hidratant Eco Beauty. BB cream-ul meu preferat. Fond de ten Everlasting de la Oriflame. MAC. Un bronzer de la Lancome și mai am în spate încă două fonduri de ten Giordani, încă un BB cream, o altă nuanță, Catrice, unul dintre preferatele mele, și în rest am aici baze de machiaj, Studio Artist, Very Me și încă unul de la Oasis. Iar aici jos am produsele pentru corp și păr, majoritatea. Tot ce se poate vedea în spate, am ceva spume de păr L'Oreal, Oriflame, spray gliss, șampon uscat de la Oriflame, cremă pentru protecție termică de la Oriflame, ulei gliss, ulei de argan din Tunisia, ulei de argan, dar găsiți și aici o grămadă, ceva fixative, tratamente de păr, majoritatea sunt de la Oriflame, o grămadă de creme de corp, astea sunt neîncepute, deoarece am și nu vreau să le încep pe restul. Șervețelele mele preferate de machiante, Pure Nature, de la Oriflame, sunt foarte bune pentru tenul acneic. Mai am o cremă de corp Demi Moore, I Love Cosmetics, spray-uri pentru corp, spray de față fixator de la Oriflame, produsele autobronzante, deodorante în plus, deoarece nu vreau să rămân niciodată fără nimic. Și da, cam acestea sunt produsele pentru corp și produsele care sunt în plus, dar nu pot să rămân fără ele când mi se termină. Aici sunt genunchele. Majoritatea sunt comandate de pe eBay, momentan astea le am, însă vreau să o comand încă câteva, deoarece au niște modele deosebite. Vi le arăt. Sunt foarte frumoase și foarte accesibile ca și preț. Aici am ceva de la Conad.
Cosmetics arată foarte bine. Am 3 cutii de la Oriflame. Acestea sunt în varianta dramatic. Am pe undeva și cele naturale, dar sincer nu știu pe unde sunt momentan, pentru că le-am folosit recent. Am din acestea buchet și încă una de la Ardell. Asta îmi place foarte mult și chiar trebuie să îmi mai comand. Ok, aici îmi țin în această cutie pudrele, blush-urile, corectoarele și alte chestii pentru față. În partea asta îmi țin anticiarcănele, Oriflame, corectoare Studio Artist, primerele mele preferate de la Too Faced, am în varianta Candlelight și Simplu, încă unul de la Urban Decay, două corectoare foarte puternice, MAC Studio Finish și Catrice, la care chiar le-am făcut review super recent, alte corectoare de la Oriflame, pe partea aceasta am o pudră cu pensulă de la Giordani Gold, două blush-uri cremoase de la Studio Artist, încă le țin în cutii, nu prea le-am folosit până acum, un blush pudră de la Giordani Gold. Apoi, să trec pe partea asta-laltă, aici sunt, le-am aranjat așa după tot ce nu este de la Oriflame și pudra Ben Nye, Banana Powder, care îmi place foarte mult. Aici mai am o pudră de la Clinique, un blush de la Revlon, pudra Pierre René de pe Magic.ro. Asta îmi place foarte mult și acoperă foarte bine, chiar vă recomand și are un preț super accesibil. Highlighterul meu preferat, Soft and Gentle de la MAC. Apoi această, hopala, încă le țin așa în cutii, le-am tăiat partea de sus pentru că le pot organiza mult mai bine așa dacă le țin în cutii și doar le tai capacul, veți vedea și la restul. Asta e pudra fond de ten Studio Fix de la MAC și aici am toate perlele Giordani care există, apoi perlele iluminante tot de la Giordani. V-am zis, îmi place să le țin pe toate în cutii pentru că se pot organiza mult mai ușor. Cele care n-au cutii le-am aruncat înseamnă de foarte mult timp. Asta e blush-ul Giordani Gold din Contro. Asta e așa arată. E foarte, foarte frumos. Oricum, vă invit și pe blog ca să vedeți. Aici am un iluminator mai vechi de la Giordani care e pe terminate și ăsta îmi place foarte mult și l-am folosit. Și acestea sunt niște perle presate. Așa arată. Mai mult pentru contur decât ca și blush. Apoi pudra aceasta Studio Artist de la Oriflame, care îmi place foarte mult, dar este în cea mai deschisă nuanță și atunci nu o pot folosi încă, deoarece e prea deschisă. Asta am să aștept până la iarnă. Am pudre pentru toate anotimpurile și atunci le pot folosi atât pe mine cât și pe cliente. Un blush super care îmi place mie foarte mult și imediat se va termina. Asta e Fresh Pink de la Oriflame. Bronzerul meu preferat de la Oriflame, Terracotta. Îmi place că n-are niciun look portocaliu. Apoi cele două blush-uri și conturul de la Very Me, care îmi plac foarte mult și v-am făcut și la astea review. Să știți că sunt foarte impresionată deoarece au aici un CDF, cum v-am zis și de la trecută, și care nu este doar suflat la suprafață, ci este tot blush-ul și conturul așa, un bronzer super, super frumos și mă bucur că nu l-au doar suflat ca și cei de la Essence, de exemplu, care chiar vreau ceva neapărat de la ei, dar m-au dezamăgit. Și pudra mea preferată pentru, mai am doar jumătate din ea, puteți să vedeți, pudra preferată pentru mine și pentru cliente, cea translucidă de la Studio Artist. Îmi place foarte mult și este prea ieftină pentru
valoarea ei, costă vreo 27 de lei, însă ajunge foarte, foarte mult. Bun, și cam acesta este sertărașul, să zicem, cu pudre, blush-uri și contur, corectoare și baze. Ok, și aici sunt rujurile. Am aceste două suporturi din acril, acesta l-am luat din țară, acesta l-am luat de pe eBay și aici într-un mini trofeu, să zicem așa, am glosurile. Am câteva de la Clinique, nu știu exact, 3 cred că. Da, 3 de la Clinique, Revlon și restul toate sunt Oriflame. Apoi, aici, toate rujurile, în afară de acestea, sunt de la Oriflame, toate sunt de-a lungul timpului luate. Acesta este o colecție de primăvară și au fost rujuri foarte accesibile și îmi plac foarte mult. Ceva Pure Color Floral Lipstick și astea din spate sunt Pure Color Simplu. Așa, aici am niște Giordani Gold, niște modele mai vechi decât cele actuale care sunt din coace și acesta e un Estée Lauder. Apoi, aici am toată gama de Demi Moore. Aici am o altă gamă Giordani recentă, aici am două dintre Giordani Gold Voluptuous. Aici am două rujuri de la Clinique, trei de la Giordani Gold Jewel, care îmi plac foarte mult, un YSL, două MAC-uri și trei Giordani Incontro. Apoi, ce n-am mai încăput și vreau să mă și opresc aici, sunt aici niște rujuri pe care sunt și recente și în celelalte suporturi, nu în cap, și atunci m-am hotărât să le pun în această cutie de lumânare. Ok, sunt trei de la NYX, pe care le-ați văzut pe blog. Asta e NYX Black Label Lipstick. Unul de la Mio. Apoi unul de la Catrice. Oriflame. Un Christian Dior mai vechi. Un Maybelline. NYX și două lip impacturi de la Oriflame. Și da, cum v-am zis, sunt cumpărate de-a lungul timpului și le folosesc atât pe cliente cât și pe mine și dacă vreți să mă întrebați care sunt cele mai bune de la Oriflame, cele mai pigmentate și rezistente, sunt acestea de la Demi Moore. Ok, și aici îmi țin aici sunt toate pensulele mele, sunt aranjate după cum am considerat eu mai bine. Aici am un set travel de la Oriflame, care îmi place foarte mult și chiar le folosesc. Apoi, de obicei sunt în holderele lor, pe care le-am cumpărat odată cu pensulele, sau așa. Sau mai am aceste două borcănașe de la Kaufland, însă găsiți și în Cora o grămadă de modele, nu să le puteți schimba voi cum doriți. Și atunci aici în acesta din spate le am pe toate doar de față. Toate sunt Kabuki-uri, Stigma, Sephora, Stipple Brush, eBay și acestea de pe eBay. Și mai am încă aceasta de la Ebelin, pe care o găsiți în DM. Niște pensule plate de la Oriflame. În celălalt borcănaș am toate pensulele pentru față. De contur, de pudră, de blush, de iluminat, de absolut tot. În acest suport am toate pensulele de blending pe care le am. Aici am toate cele plate. Sau pentru sprâncene. Sunt toate felurile Bipa, DM, eBay, Oriflame, Sigma, magazin de cosmetice, pe unde am mers și am găsit ceva interesant. Și în acesta mic le țin pe cele mai mici, deoarece s-ar pierde în acest suport foarte mare și mi-ar fi destul de greu să le folosesc. Însă, să știți, chiar le folosesc pe toate și mai ales la
dacă am o zi cu vreo 5 fete de machiat, cu siguranță toate se vor murdări, deoarece nu-mi place să folosesc aceleași pensule pe o domnișoară sau doamnă. Apoi aici în spate îmi țin rimelurile, care am o grămadă din ele. Majoritatea sunt de la Oriflame și mai am încă unul de la Too Faced. Atât. În rest, toate sunt de la Oriflame și da, le folosesc pe toate. Unele sunt personale și celelalte sunt pentru cliente. Așa. Aici îmi țin toate creioanele, nu le mai scot că oricum vor cădea. Și da, cam atât. Le-am pus pe toate, sunt atât de buze cât și de ochi și de sprâncene, toate acolo. Și mai am aici, tot într-o cutie de lumânare, pentru că mi place foarte mult ambalajul, creioane care sunt puțin mai groase, cum sunt aceste jumbo-uri de la Oriflame sau cele de la NYX. Și încă niște tușuri care nu încăpeau lângă rimeluri sau dincolo. Ok, și aici am țin fardurile mono. Și de unde să începem? Aici în spate un Baked Eyeshadow de la Giordani, un Heavenly Creatures de la MAC, niște corectoare și highlightere de la Oriflame, Essence, Beauty's Factory, astea toate de aici sunt de la Catrice, vi le-am arătat și pe blog. Aici toate monourile astea sunt de la Oriflame. Am aproape toate nuanțele, însă în curând vor apărea încă 3 nuanțe noi pentru Smoky Eyes. Cred că de-abia în ianuarie, oricum să știți de ele. Aici Oriflame, IQ Cosmetics, Catrice, Edit Cosmetics, pe care l-ați văzut acum recent. Aici sunt iar de la Oriflame. Asta e Preppy Chic. V-am zis, lucrez cu o grămadă din ele și atunci trebuie să le am. Catrice, NYX, o grămadă de Catrice aici, care îmi plac foarte mult. L'Oreal, Infailible, trusa de sprâncene de la Oriflame, care este deja a doua și care și aceasta mi se termină. Opa. Deja se vede. O bază de machiaj de la Catrice, tuș Catrice, Oriflame, aici Maybelline, 3 farduri Art Deco, tușuri de la Giordani, bază de ploapă de la Catrice și cam atât. Am pe aici și încă un tuș nou pe care acum l-am primit de la Ico London. Încă nu i-am făcut review, dar va urma. Și aici, în acest bol, îmi țin toate sclipiciurile și pigmenții și niște bureței. Și când plec la drum, îmi iau această cutiuță transparentă de la Oriflame și în ea îmi țin pigmenții. Și sclipiciurile toate. Și aici sunt, am o grămadă de la Essence, No Name-uri, Seventeen, Essence, asta la fel, ceva sclipici cu toile, dar arată superb. Asta l-am cumpărat din Ungaria. Apoi, pigmenții de pe elemental.ro, alții bureței de la Oriflame, lipiciu de la Ardell, neapărat. De fiecare dată când folosesc creioane pe o clientă, le ascult întâi. Un scotch, un pigment de la Gauche, glittere de la Bipa, glittere de la Essence, Oriflame, pigment Oriflame. Ok, și ultima parte a colecției arată cam așa. Și am să încep din colțul acesta mirific. Paleta pe care am făcut-o eu tocmai a căzut din pat și s-a spart o grămadă din ea. Însă nu am apucat încă să-mi cumpăr alcool izopropil ca să o refac, cel puțin să încerc să o salvez. Aici, în partea asta, le-am deschis pe toate ca să îmi fie mai ușor să le vedeți, deoarece în o grămadă de alte clipuri, youtuberițele nu deschid
paletele și mie îmi place să le văd deschise, să văd o grămadă de culori, așa că m-am gândit să le deschid și să vi le arăt așa. Asta e o paletă de la Froylan, de 120 de culori, majoritatea sunt si de fate, însă e varianta aceea de toamnă sau warm tones, ceva de genul ăsta. Aici e o paletă Radiance, nu știu, din ceva revistă cumpărată. Apoi aici am o paletă, nu știu câte culori are, însă e minunată, seamănă foarte mult, e No Name. Seamănă foarte mult textura acestor farduri cu cele de la L'Oreal Infailible. Deci seamănă foarte mult. Apoi aici am paleta Immaculate Collection de la MUA. Și arată cam așa, nu toate fardurile îmi plac sau sunt de calitate, să zic așa, dar oricum e ok, sunt vreo 2-3 nuanțe care îmi plac foarte mult. Aici e paleta de blush-uri de pe eBay. Îmi pare rău că nu puteți să vedeți într-adevăr culorile. Da, se văd mai bine așa, fără bec. Ok, aici am paleta Also Special de la Sleek. Arată cam așa. Apoi Naked 1. Acum aștept să-mi vină 2-ul. Apoi aici e o paletă de la Oriflame, de Dare to Dream se numește. Aici sus am cea cumpărată de pe eBay cu corectoare rujuri, pudre, blush-uri, contur și aceste farduri. Asta este tot de pe eBay, îmi place foarte mult, foarte pigmentată. Apoi aici am una dintr-o revistă Glamour, însă nu folosesc deloc, e jalnică, trebuie să o arunc. Aici am o paletă de la Oriflame, se cheamă By Marcel și nuanțele sunt foarte, foarte pigmentate, iar rujurile deosebite, îmi plac foarte mult, sunt mate toate, iar fardurile toate sunt, în afară de acest negru, toate sunt sidefate, perlate așa. Însă nuanțele sunt tomnatice, îmi plac foarte mult și se vede că le-am și folosit. Apoi aici e altă paletă tot de la Oriflame, e o colecție aniversară și vine așa deschisă, dar mai ales are și blush-urile aici toate. Acesta e cel care vi l-am arătat mai devreme la secțiunea de blush-uri, Fresh Pink. Și sunt foarte, foarte pigmentate. Asta are chiar și SIDEF. Oricum le folosesc destul de des, cred că se și vede. Pudre. Aici am o paletă de la Too Faced. Romantic Eyes. Apoi. Opa. Aici am o paletă de la Solon, pe care am primit-o de la KK Center. I-am făcut deja un review. E drăguțică. Aici am clutch-ul acesta de la Oriflame, paleta Demi. Aici e o paletă tot de la Oriflame, Butterfly se cheamă. Arată cam așa și are o formă de fluturaș înăuntru. Aici una de la Beauty UK, cred că se numește Day and Night, dar nu sunt super sigură. Acum numărul 6 este. Așa arată, îmi place foarte mult această trusa, apoi astea două de la Wet n Wild, de-abia am așteptat să le am. Aici trusa de la Demi, prima trusă de la Demi Moore pentru Oriflame, plac foarte mult, ați văzut oricum și un tutorial cu el. Uf, și da, cam atât. Cam astea sunt trusele, aceasta este colecția, sper că v-a plăcut, însă, cum v-am zis, toate produsele sunt cumpărate în timp, în ani și nici de cum în 2-3 luni. Așa că dacă sunteți colecționare și chiar vă place această ramură, vă recomand să vă cumpărați produsele cu grijă, dar mai ales să vă cumpărați produsele care vă plac vouă cel mai mult. Nu contează dacă sunt cele mai ieftine sau cele mai scumpe, contează să fie calitative și, bineînțeles, de oriunde de unde le cumpărați, puteți să le testați înainte de a da un ban pe ele. Da, aceasta a fost, sper că v-a plăcut și până data viitoare, fiți frumoase, vă pup! Pa, pa!